Nativii pești și cei care au ascendentul în pești. Săptămâna 29 aprilie, 5 mai. Va aduce un mercur în mers direct, în berbec, în casa a doua, casa banilor, în casa stimei de sine, în casa în care dumneavoastră aveți valoare. Aveți în continuare foarte multe discuții despre cum să vă investiți banii. Veți face foarte multe planuri și veți avea foarte multe oportunități de a vă investi, de vă investi într-un mod bun banii pe care îi aveți. Planeta Venus, care este micul benefic, din data de 29 aprilie va intra în Taur, va fi în domiciliu, dar va fi aici pe casa a treia, pe sectorul comunicării. Și să știți că ea va ajuta să aveți curajul și să cereți ceea ce doriți de la toți cei din jur și mai ales de la viață. Tot aici pe casa aceasta a banilor, în data de 30 aprilie, planeta Marte va intra în berbec, va fi foarte multă energie și vă dă așa un chef de a cheltui. Deci vă atrag un pic atenția asupra cheltuielilor impulsive. E adevărat, este săptămâna mare și se formează o conjuncție superbă între planeta Marte și Neptun în pești, în data de 29 aprilie, și care vă dă foarte multă putere de a ierta, foarte multă blândețe, foarte multă toleranță, și veți dori să faceți foarte multe cadouri, așa ca un fel de a vă cere iertare față de cei cărora ați greșit sau față de acele persoane pe care le doriți în anturajul dumneavoastră. Și acest Marte, care va intra aici pe casa a doua banilor, vă pune la cheltuieli, deci vrea să faceți cadouri și să cheltuiți foarte mult. Poate că de multe ori, eu știu, această cheltuială poate să fie în zadar, așa că fiți un pic atenți la persoanele care merită să primească aceste cadouri și banii pe care dumneavoastră vreți acum să-i risipiți, este bine să-i drămuiți și să îi folosiți pe viitor sau să-i investiți. Deci pentru pești, o săptămână frumoasă, o săptămână în care veți fi foarte creativi și dacă veți ști cum să investiți banii în viitor, veți fi și foarte prosperi.